Deși în urmă cu o lună anunța că nu se pune problema disponibilizărilor la Gorj, veștile proaste nu au întârziat să apară și la instituția condusă de reprezentantul guvernului în teritoriu. Trei posturi sunt vizate de disponibilizări. Este vorba despre un post de șofer, unul de jurist și altul de consilier. Am avut discuții cu colegii mei, colegii de la serviciu juridic, cei care coordonează și partea de resurse umane, colegii de la serviciu economic. Am identificat în funcție de nevoile și necesitățile instituției noastre, care sunt cele trei posturi. Astăzi deja colegii mei sunt la minister pentru a obține avizele pentru noua organigramă, cea care va cuprinde cu trei posturi mai puțin. În ceea ce privește primăria Târgu Jiu, instituția a fost ocolită de probleme. Din fericire, după noua lege privind reorganizarea administrației la nivel de primărie, pot să spun că nu avem cazuri, situații în care să disponibilizăm. Se lucrează pe centralizare, se lucrează pe situația respectivă, urmând ca în zilele următoare să luăm avizul ANFP București. Prefectul Teodorescu a declarat că va interveni pentru ca cei vizați să nu rămână fără un venit.